revenit pe canalul meu, mă rog, fetelor și băieți, trebuie să mă obișnuiesc chestia asta, încă nu am obișnuit, dar încet, încet, baby steps. Deci bine ați revenit pe canalul meu. După cum ați văzut din titlu, este un clip trist, foarte, foarte trist. M-am îmbrăcat și negru pentru că este atât de trist acest clip. Va fi vorba de no shopping rule. Oh, doamne! Mi-am dat seama că am foarte, foarte multe produse și că este pur și simplu o nebunie la mine în casă. Nu mai am pur și simplu spațiu, fiindcă sunt foarte multe. Am făcut o listă la câteva categorii, cele care sunt așa, care ocupă și cel mai mult spațiu și care au bătut un record în ceea ce privește numărul lor și cantitățile, da? Și la mililitri m-am uitat și este dezastru pur și simplu. Ce o să vă fac, o să vă las aici, în partea aceasta, o scurtă listă din când în când cu câte produse am la fiecare categorie. Așadar, o să începem cu gelurile de duș și produse pentru spălare în baie și am 35. It's like a lot, foarte, foarte mult. Și trebuie să fac ceva în privința asta pentru că, nu, chiar, sincer, nu se mai poate. 3 exfoliante de corp, 17 loțiuni de corp, 6 body sprays, 81 de parfumuri, 5 mascara. Am trecut și mascara, chiar dacă nu sunt extrem de multe, dar având în vedere că o mascara se termină undeva între 3 și 6 luni în funcție de termenul de valabilitate de la deschidere, mi s-a părut super, super mult 5 mascara, așa că de aceea le-am trecut, și 75 de rujuri. Probabil pe parcursul clipului o să mai introduc și alte categorii, o să vă zic câte, nu știu, câte oje am sau câte palete de farduri. Este un absolut dezastru. Prin urmare, ce m-am gândit să fac este un nou shopping rule. Am interzis pur și simplu la cumpărături, la tot ce înseamnă cosmetice și make-up și produse de întreținere, cu câteva excepții, și anume, în momentul de față am un singur șampon în baie și unul ca backup, dar din care mai am doar foarte, foarte puțin. O să am voie să cumpăr șampon în momentul în care se termină, evident. La fel, șampon uscat mai pot să cumpăr, produse pentru epilat, pastă de dinți și vopsea de păr. Asta așa, în mare. Ce mai am voie să cumpăr este, de exemplu, dintr-o categorie în care am un singur produs și pe acela îl voi termina, am voie să recumpăr altul, de exemplu fixativ. Am un singur în momentul de față, doar când se termină acela voi putea să cumpăr un alt fixativ. Dar din orice categorie de produse în care am mai multe exemplare, of, ce trist e clipul ăsta, nu voi avea voie să cumpăr nimic. Asta înseamnă că de azi, 23 iulie, când filmez acest clip, până la 1 noiembrie, nu am voie să cumpăr nimic. Nimic, nimic, nimic. Mi-a zis și voi că sunt periculoasă, așa v-ați exprimat în comentarii, pentru că toate holurile mele vă îndeamnă pe voi la cumpărături. Sincer să fiu, și holurile altor fete mă îndeamnă pe mine să cumpăr produse, tot timpul apar lucruri noi, frumoase, în ambalaje absolut senzaționale și mi-am dat seama că vreau să testez cât mai multe pentru voi, vreau să mă joc cu ele, vreau să am în colecție multe, dar mi se pare totuși că sunt mai mult decât suficiente și că aș putea foarte bine să continui activitatea mea pe YouTube cu ce am în momentul de față. O să mă axez mai mult pe tutoriale, în cazul în care îmi cumpăr totuși niște produse noi, ce voi filma, probabil mini-hauluri lunare, dacă vor fi destule produse, sau voi filma nu știu, tutoriale în locul acelor hauluri lunare. Astfel o să apuc să mă joc și eu mai bine cu ce am în momentul de față, să le folosesc, să le testez și să vă fac review-uri. De asemenea, mai am o singură mențiune și anume, am plasat deja o comandă la Avon și una la Oriflame. Acelea vor fi ultimele. Deci, totuși, cred că va mai fi un haul la un moment dat, cândva. Bine,
Sper că v-a plăcut acest clip, sper că vă place ideea. Cele care apreciați haul-urile mele, să nu plecați, nu vă dezabonați. Vor mai fi, vă promit, mai ales din noiembrie încolo vor mai fi haul-uri și până atunci o să filmez așa pe cât pot mini haul-uri pentru voi. Sper să am parte de susținerea voastră și să rezist, fingers crossed, să nu cumpăr nimic, pentru că acum încă sunt reducerile de vară și încă există tentația aceea. Și bineînțeles, dacă voi primi cadouri, that doesn't count. Dacă primesc cadouri produse sau produse spre testare, acelea le voi include, bineînțeles, în haul-uri. Vă pup! Pa, pa!